Conform datelor oferite de Institutul Național de Sănătate Publică, până la data de 19 ianuarie, pe teritoriul județului Iași au fost confirmate 76.800 de cazuri cu persoane infectate cu COVID-19, iar în ultimele 24 de ore au fost confirmate 605 cazuri de infectare cu coronavirus. Pe data de 18 ianuarie 2022 au fost vaccinate 735 de persoane. De la începutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 473 de reacții adverse ușoare. Referitor la gradul de ocupare al paturilor, inclusiv paturi ATI din spitalele suport COVID-19, conform raportărilor, astăzi, 19 ianuarie, sunt ocupate 223 de paturi, din care 18 sunt paturi ATI. La Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon, centru suport COVID-19 pentru bolnavi care au nevoie de asistență medicală de specialitate, este ocupat un pat ATI. În momentul de față, 8 persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus urmează tratamentul prin dializă în stația de dializă de la Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon Iași. La Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Elena Doamna Iași, centru suport COVID-19, pentru gravidele care au nevoie de asistență medicală de specialitate, nu sunt ocupate paturile ATI. În ceea ce privește zona medicală COVID de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași, sunt 21 de paturi ocupate. Conform datelor centralizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Iași, astăzi, 19 ianuarie 2022, un număr de 2849 de persoane se află în izolare, iar 1232 de persoane sunt carantinate la domiciliu. Până în prezent, Direcția de Sănătate Publică Iași a emis în total 76.089 de decizii pentru persoanele aflate în izolare și 60.986 de decizii pentru persoanele aflate în carantină.